CSM Târgoviște continuă în ritm alert cursa sezonului competițional. În această săptămână, elevele lui Dan Fleșeriu vor avea două deplasări de executat. Pentru etapa a șasea din Liga Națională de Basket Feminin, CSM Târgoviște va merge în capitală, urmând să dea piept cu Rapid București marți 22 octombrie, începând cu ora 15. Conform clasamentului general, formația gazdă pornește cu șansa a doua. După 6 etape bifate, are în cont doar 7 puncte, contorizând 5 înfrângeri și o victorie. De cealaltă parte, oaspeții au pierdut doar un singur meci, acumulând 4 victorii. După acest test, care se anunță destul de facil, dacă ținem cont de calculele de mai sus, CSM Târgoviște este nevoită să strângă rândurile din nou pentru a merge în Târgu Mureș, unde va disputa sâmbătă 25 octombrie etapa a 7-a în compania ocupantei locului 7, CSM Nova Vita Târgu Mureș. Meciuri, să zicem, cu iarăși cu echipe din partea a doua a clasamentului. Târgu Mureșul se pare mai bună decât anul trecut. Rapidul periculoasă la ea acasă cu jucătoare experimentate. Sper să venim cu 3 victorii, dar nu ne va fi ușor. Cum formația târgovișteană și-a propus ca titlul să rămână și anul acesta la Târgoviște, are nevoie de victorii pe linie, așa că va trata meciurile cu seriozitate, deși adversarii nu fac parte din elita clasamentului. Teoretic sunt ușoare, însă dacă nu le tratăm cu seriozitate, s-ar putea să ne coprenăm, nu poate mai greu decât până acum. Campionatul este abia la început și noi ne-am propus să jucăm iar o finală și de ce nu să o câștigăm, așa că trebuie să ne revenim foarte repede, nu avem timp de intrăzine. Iată programul complet din etapa a șasea Liga Națională de Basket Feminin.